Să-mi aprofă online cu probleme de matematică. Cel mai frumos moment este atunci când suntem mai noi doi. No? E cea mai fericită, vorbește numai ea. Facem lecția așa cum o gândim, reușim să dezvoltăm, facem ce ne duce pe noi capul, așa? Da. Tema pentru acasă, să zicem așa, dar... Dar aia mare temă? Pentru acasă, clasa a... Auzi, am citit aseară un mesaj, păcate că n-am avut timp să iau problema. Dacă poți să te uiți pe internet, acum ai putea să te uiți să vezi dacă găsești. La Profon Live. La problema interesantă? O problemă foarte tare, foarte tare, prin 2014. Dar n-am reținut-o, nu pot să spun cam care ar fi. Deci la Profon Live, dacă te uiți, și ei e videomatematica, cum știi, așa. Și vreau să vezi la mesajele care sunt pe partea stângă, când derulez filmele, ultimul mesaj te trimite la... Deci ultimul mesaj. Partea stângă sunt mesaje, ultimele mesaje postate. Dar între timp, noi și la acelea dai click, te duci la o lecție și la lecția aceea citești comentarii. Și într-unul din comentarii este o problemă pusă acolo. Noi, între timp, facem o problemă. Da. Haide, te rog. Ana, Barbu, Costel și Diana. Deci Ana, Barbu, Costel și Diana. Am primit pentru zilele în care au cules pune la o firmă cu Micol, suma de 532 de lei și 80 de bani. Deci, yes, suma pe care o primesc este de... 532 de lei și 80 de bani. 80. 532,80. 530 lei. Hai să scrim așa. Lei. Da? Și 80 bani. Ana a lucrat 4 zile. Deci, Ana, 4 zile. Mă duc la toate comentariile de un profesor? Nu, 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 nu. Deci la comentariul de pe partea stângă, pe partea stângă sunt comentarii acolo, te rog. Da, la telefon e un pic altfel. Cred. Deci comentarii. Sunt la comentarii. Da, la comentarii. Și la ce clasă să mă duc? Ultimul comentariu. Ultimul comentariu. Citește pe ultimul comentariu. Spune așa cineva acolo, domnule profesor, felicitări, cam așa ceva. Ultimul comentariu. Sunt elev în clasa a 8-a? Nu. Și am nevoie de o noțiune, februarie 2016. Nu. Nu este. Nu, nu, nu. Ultim comentariu, dacă îl poți găsi, este o mulțumire. Și când dai click pe comentariul acela, te duce la lecția la care a fost plasat. Și la lecția respectivă se află problema care... Sunt mai multe chestiuni acolo și o problemă propusă de cineva. Da, o să încercăm să... Da, să mă uit să mă... Da. 4 zile lucrează Ana. Barbu, 5 zile. Ceu, 5 zile. Costel, 6 zile. Și Diana, 2 zile. Diana, 2 zile. Așa. Știind că pentru o zi de lucru, a doilea copil, adică Barbu. Deci, pentru una zi am scris în dreptul Barbu. Da. Ce se întâmplă? Barbu a primit cu 2 lei mai mult decât primul. Deci, pentru o zi, adică Barbu a plus 2, nu? Nu. Primește... Cu 2 lei mai mult decât primul. Hai să notăm cu... cu cât primește Barbu pe zi. Atenție! Barbu primește pe zi atâta, da? Uh-huh. Barbu. Barbu. Asta e suma. SB, hai să zicem suma Barbu. Suma, chiar așa se notăm. Deci Barbu primește SB. Pentru o zi. Ia, da, încă o dată spune. Deci, știind că pentru o zi de lucru, Barbu a primit cu 2 lei mai mult decât primul. Decât A, da. Deci suma lui Barbu, SB, egal cu SA, suma lui cine Aurel, Adrian, nu știu cine. SA plus 2, nu? Mhm.
Să băie egal cu suma lui A plus 2. Bine, pe zi, să înțelege. Da. Mai departe. Așa. Cu 50 de bani mai mult decât al treilea. Cine tot barbă, nu? Da. Tot barbă. Deci egal cu SC. SC plus 50. Da. Bani. Nu de lei, de bani. 50 de bani, uite, așa o să scriu și eu. Da. Și cu 10 bani mai mult decât al patrulea. Și tot SB egal cu 10 bani, este egal cu S. 10 plus 2. SD plus 10 bani. Da? SD plus 10 bani. Și află ce sumă a încasat fiecare. Află ce sumă a încasat fiecare. Am putea... S-A, S-B, S-C, S-D. Am putea să spunem că barbu este egal cu 4A plus 8. 4... A plus 8. De ce plus 8? Ce se bate? Mă gândeam, dacă el are 4 zile, nu, barbu are, barbu muncește 5 zile. Da, nu scuze, 5 zile. Deci dacă eu am 5 zile și o zi e A plus 2, dacă facem 5 ori A plus 2, adică 5 A plus 10, nu? Da. Eu aș vrea să te, să te uiți tu, să vedem pe cine să luăm noi de bază în toată lucrarea asta. Ce segment, ca preț, cine ia cel mai mic preț? Pe zi. E sa, da? E sa, da. E cel mai mic, pentru că barbul le pășește cu două ele, da? Deci dacă e prin e sa, am să reprezint segmentul ăsta. Da. Ăsta este e sa. Es indice A. Es B, ar fi cât e B? Ar fi cât e sa. Acum punem într-o zi, nu? Da, da, pe zi, pe zi, pe da, zi, gândim, pe zi. Da. Plus 2. Plus 2, barbu, da? S, B. Ar fi ăsta plus 2 lei. 2 lei, chiar zice. Lei. Că ar fi barbu minus 50 de bani. Că este un segment, și încă un leu 50. Asta e, este un S, A plus 50, da? Da. Uite aici facem egalitatea asta, da? Să că ar fi cât ESA plus 1,50. Foarte bine ai gândit. Foarte bine. Deci este cât ESA plus 1,50. Da. 1,50 astăzi. Și D, da? Este tot un segment cu... Asta este ESC. ESD va fi cât... Un segment cu 1,90. Foarte bine. Este cât ES... A, deci este D-ul este, e cât este A, la care pun 1,90 lei, da? 90, da, că e cu 10 mai... 1,90 lei, foarte, 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 foarte bine. Bine, și acum, cum gândim? Păi... Ca să ajungem la suma totală primită, pe ESA, dacă pe zi primește segmentul ăsta. În 4 zile cât va fi? El va primi 4 segmente. Deci 4 segmente. Dar acum ne dăm seama că o să zicem ESA ori 4, nu? Deci suma totală, ES total, este egal cu... Nu, hai să zicem ES indicea, suma primită de Aurel, sau cum îl cheamă, am uitat să... Deci, de, suma primită de A este egal cu 4 ori cât primește pe zi, ori ESA. E bine? 4 ori ESA. De 4 da, ori suma... adică 4 segmente. 4 segmente. Eu nu le mai notez. Dar tu... Atunci barbu ar fi 4 segmente. Ar fi 5 segmente. Da. Ar fi 5... Ar fi 5 segmente și 10 lei. 5 pe lângă. Hai să zicem. 5 pe lângă ESA. Plus da, 2 lei. Plus 2 lei, da. Da? 5 pe lângă ESA plus 2 lei.
plus 2. E bine așa. Stai, dacă e SA plus 2, noi ne dăm seama că SA plus 2 și noi ne dăm seama că ar fi... A, dacă vrei, aplicăm distributivitatea. Nu, eu mă gândeam că trebuie să le mulțim și să facem și 5 ori 2 și atunci ar fi 10. Păi da, de acord, dar dacă facem distributivitatea, dar e bine să lăsăm deocamdată așa. A, da, ok. 5 pe lângă SA plus 2. Același lucru e oricum. Deci. Sigur că da. Iar ies suma primită de C, va fi... Facem C ori 6. 6 ori ies indicii C, adică va fi ESA, ESA plus cât? Plus 1,50 lei, nu? Da. ESA plus 1,50 lei. Iar ies D va fi formată de 2 ori. Va fi, da, 2 ori și 1,90 lei. ESA, de 2 ori ESA, plus 1,90 lei, da? 1,90 lei. Ca să vedem suma totală, trebuie să le adunăm. Ies total, suma totală, este egală cu... Domn profesor, să avem, dacă le descompunem, adică dacă punem acolo, facem distributivitatea... Hai să facem, nu, să le adunăm și să pe urmă ne-am cald de lucru. Da. Ca pe o relație, pur și simplu. Deci va fi egal cu de 4 ori... 4 ori SA plus 5 ori SA. 5 pe lângă... 5 SA, și disfacem, da? Da. 5 SA plus 10. Plus 10. Plus... plus 6 SA plus... De 6 ori 1,50. Pare cât faci de 6 ori 1,50? Hai că suntem într-o chestie foarte tare aici. Adică am 1,50 plus 1,50 plus 1,50 plus 1,50. De 6 ori. Adică, practic, 2 de 1,50 ar fi 3 lei. Corect. Da. De 2 ori 1,50. Deci 4 de 1,50 ar fi 6. Corect. Da. Și 6, 9 lei. 9 lei. Adică tu ai făcut o chestie pentru prima dată. Ai zis 1,50. Fii atent ce faci acum. Înmulțim cu 6, da? Fii atent ce se întâmplă. Descoperim, că așa se întâmplă. Descoperim din practică. Deci... 6 ori 5, cât face? 30. 30, da? Deci da. 30. 0 și 3, nu ținem cod de virgulă. Pur și simplu, mulțim. 6 ori 1, 6 și cu 3, 9. 9. 9. Ar fi trebuit... și 6 ori 0 fac 0, da? Hai să zicem așa. Și totuși o dat 9. Ca și cum ai fi pus virgula aici. Păi asta e șmecherea cea mai tare care o găsim astăzi, acum. Că poți să mulțești și un număr care e zecimal. Adică cu virgulă. Cu virgulă. Și mulțești cu numărul ăsta, nu ții cont de virgulă deloc. Habar n-ai, mulțești așa, parcă nici n-ar fi. Și la sfârșit, numele câte zecimale sunt. Una, două, una, două. Așa cum fac 150 ori 6. 150 ori 6, dă 900. Da, și pui virgula. Și pui câte decimale sunt. Una, două, una, două. De la sfârșit. A, da. Deci așa era chestia aia. Așa este șmecheria asta de mulțiri. Hai să-ți mai fac. Că nu putem ne despărți. Dacă am descoperit o șmecherie, mai insistăm. Mai insistăm. Te rog, uite, eu vreau să-ți mulțesc 7,25 înmulțit cu 7. Așa. Cu 7. Păi 7, 5, 35. 5 și 3. Da. 7 ori 14 și 14 plus 3, 17. 17 scriem 1, reținem. Da. 7, 7, 49, 50. 50. Și ne 50. 5, 5. Așa, stop. După ce am făcut înmulțirea, acum numărăm câte decimale ar avea împreună. 1, da. 2 și ăsta n-ar niciuna. Da. Deci 2 decimale. 1, 2. Adică 50 de lei, 75. Asta e. Dar uite, bunul simț ne spune. 7 lei înmulțit de 7 ori, 77 fac 49. Da. Și mai... Bunul simț. Deci bunul simț da, matematic. Da, și deja nu e cu... De 4 ori că de 25 de bani ar face 1 leu. Și de ce s-au făcut 50? Și rămânează de 3 ori că 25 fac 75. Deci e foarte tare acum. Acum punem mâna. Atenție, să dea ce? Like și share. Că descoperim cum se înmulțesc două numere zecimale. E momentul cel mai tare al exercițiului nostru. Da? Ia uite-te încă o dată. Mai dat. Bă, sigur că da. Uite, 7,25
15 ori 2,3. Ori 2,3. 7,5. Întrebare. Fac 3 înmulțit cu... Faci, nu ții cont deloc virgulă. A, deci pe 750 ori 23. Ca așa, m-ar fi așa. Ok, deci 23. Așa, te rog. Ori 23. 3 ori 5, 15. 5 prea mult reține. 4, 20, 21. 0, 3, 0, 0, cât ai zis? 3, da? Da, 13.440. 7.14, că nu am rămas în urmă, nu știu. A, 14 și prea pur și simplu 14 acolo. Da, 14. Da, și atunci facem 5 plus nimic 5. 4 plus 0, 4. 3 plus 1, 4. 4 plus 2, 6. Și 1 plus nimic 1. 1. Și de 16.000. Acum o profesor. Acum, numărăm decimalii de la amândoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 16,440. Tare de tot. Ca și mai 7 ori 2, 14, dacă ar fost întregi. 7 ori 2, 14 și mai vin și mai vin decimalele astea când se mulțesc acolo și mă completează 2 întregi. Da? Deci, bunul simț îmi spune că sunt foarte atent și sunt aproape de realitate. Sunt chiar fix. Da, 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 da. Dacă așa, nu e numai două de la ăla mai mare. Nu, de la toți. Acum am înțeles. Da, am împărțit-o și la de împărțit. Acum m-ați lămurit de ce făceați așa și nu înțelegeam. Da, bine. A fost o ocazie de asta. Deci m-am agățat foarte repede și șmecheria asta, da? Hai să văd cât face. 1,5 ori 3 25. Păi facem... Mai bine să spun invers. 3,25 ori 1,25. Deci, da, că e mai ușor. Deci mai două de mulțime, da? Da? Așa fac tot timpul. Deci analizezi 3,25 ori... Că nu schimbă nimic. 1,5, nici cum. Nu schimbă nimic. Dar așa, 325 ori. Mulțirea este comutativă, da. Nu? Și tot ce asta, pe asta mizăm bani. Lăsați-mă pe mine să fac, și cu voce, te rog. Cu voce, deci, că aș vrea să fac și eu. 5 ori 5, 25, 5 ori 2, 10 și cu 2, 12. 5 ori 3, 15 și 1 de 16. Apoi, scriu pur și simplu numărul. Da. Și o să-mi dea 4.875. Deci, 7, și număr 3 și o să am 4,875. Da! Că 3 ori 1 și ceva, faci 3 și ceva și mai sunt decimale care se adaugă până la mulțit și 4,875, da? Hai să facem o șmecherie. Îmi place. Hai să vedem pe 3,25 ca o fracție. Deci 3,25 este egal cu 3 întregi plus... 25. O secundă. Da. 3 întregi, partea asta. Partea asta de aici și plus partea care e cu decimale. Adică plus 25. Plus 0,25. 0,25. Pentru că orice număr se compune dintr-o parte întreagă și dacă am lăsat partea întreagă deoparte, sunt aici decimalele. Deci, partea, atenție multă, orice număr se rupe în două. Partea întreagă și partea decimală. Nu, mai provocat de acum, gata. Nu am ce face. Trebuie să mă apuc de treabă cu tine. Că curiozitatea ta e atât de mare încât pe mine nu mă lasă indiferent. Deci eu trebuie să te lămuresc, să vezi ce șmecherie e cu 3,25. Vrei să-l vedem exact ce înseamnă 3,25? Unde crezi că s-ar afla el? 3,25, cam în ce spațiu? Pe axa aia, nu? Pe axa asta care am văzut. Între 3 și 4. Foarte tare. Așa este. Că e 3 și încă ceva. 3 și încă ceva. Corect. Și încă ceva. Adică le împărțim pe alea 25 și practic numărăm sau nu? În câte le împărțim? O să vedem. O să vedem. Acum e foarte, foarte important. Acum trebuie să înțelegem bine. Deci uite ce fac. 1, 2, 3 și 4. Nu știu unde trebuie să zic. Acum facem toată mișcarea asta. Stai 2 secunde, să scriu și eu 0, 1. Axele astea. Pe o dreaptă, nu? Da.
Și e undeva în 0, îl fixezi, e acolo cât se crește unitatea de măsură. Deci, 1, 2, 3, până în 4. Pe aici undeva e numărul ăsta. Deci numărul ăsta, Daria, care vreau eu să spun, da. E vorba de 3, cât am zis noi? 3,25. Da, așa între 3 și... 4, dar nu știu, după tine e mai știu aproape exact. De 3 sau mai aproape de 4? Mai aproape de 3. Mai aproape de 3, bun, nu simt să spune. Că dacă ar fi 3,5... Pentru că e practic 3,25 este ca și cum ai spune jumătate și încă ceva. Adică nu jumătate, adică... E chiar așa, chiar așa, chiar ai spus foarte tare. Foarte tare că se ne sper sfertul. Foarte tare că de 4 ori de 25, cât fac de 4 ori de 25? 100. Da, 100. A, da, chiar. Deci ai spus atât de tare. Deci ne parcă aș împărți tot spațiul ăsta în câte? În 4. În 4. Și aș lua un sfert, da? Da. Deci în 2 și ia în 2. Întâi iau una. Corect. Asta e. Aici este 3,25. 3,25 acolo este, da? Iată, da. Dar acum eu sunt și mai hotărât să-ți arăt și mai tare lucruri. Da, arătați. Da? Acum, eu zic, va, am să iau spațiul ăsta așa deoparte. Da. Și-l măresc. Uite cum facem, da? Uite cum l-am luat așa. A, așa. Așa, l-am mărit. Da. Și uite, îl vezi așa. Și-l împart în 10. De ce în 10? Hai să vezi. Pentru că... Nu trebuie să dau răspuns. Nu, nu trebuie să spun de, să vezi de ce. Pentru că, iată, noi vorbim așa, când zicem 235, zicem 200 plus 30 plus 5. Deci totul se bazează pe scrierea în multipli de 10. Adică din 10 în 10. 200 da. Înseamnă 2 ori 100. Da. Plus 3 ori 10. Da, plus 5. Deci noi vorbim de împărțirea în 10, din 10 în 10 cresc, nu? Cresc și descresc, din 10 în 10. Același motiv, Daria, mă face să împar și segmentul ăsta de la 3 la 4. De la 3 la 4 este un întreg, da? Pe care îl împart în 10. Da. 1, 2, 3, 4. Hai să iau mai mare, da? Deci cel mai bine e să dau un 2, Daria. Și le împart în 5. 5, pe fiecare în 5, da? 1, 2, 2, 3, 4, 5. Acum, 1, 2, 3, 4 și 5. Daria, cifra asta de aici, imediat vecină, da, să te las. Da. Cifra asta vecină de... După virgulă, da. Îmi indică câte de astea se iau. Spații 20, se iau? Da, 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 câte spații se iau. 20. Adică, l-am împărțit în 10. Da, și iau 2. 2. Asta îmi spune. Deci eu, practic, iau pe ăsta 2, că îmi spune 2, da? 2 acolo. Mm-hmm. Uite, 2 ăsta, Daria. Uite, uite, pun da. Așa săgeată, din cauza lui 2. Și acum, pe a treia, fii atentă. Pe a treia o iau deoparte și o parte iar în 10. Pe ultima? A treia? Pe a treia. Pentru că pe aceea de o, încă o dată trebuie să o împart în 10 și se iau 5. A, și ne rămân 5. Da? Și practic, și... practic am să am poziționarea foarte exactă. Dar da, de ce o împărțim pe a treia și nu pe ultima? De care? Pe care, asta de aici? Da. Păi nu, că adică după ce am luat 2. A fix după, deci practic numărul indicator cât ai luat după segmentul. Da, 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 da. Imediat cifra cealaltă. Dar este întregul, e zecimea care la rândul ei se împarte în 10. Da? Și atunci eu o împarte iarăși în 10 și iau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu poți iau direct 25, adică să... Dacă împarți la 100, fii atent, dacă tu ești tare și împarți pe ăsta la 100, dar nu mă ajute creta. Știi că când mă ajute creta, se împart într-o 100 și îmi vine greu. Și atunci aș lua din cele 100 și luam 26. Așa am făcut așa. Ah. Am luat deoparte, l-am mărit, l-am împărțit în 10 și iar pe aceea o împart în 10 și în total, ca și mai... Da? Totul este spectaculos când facem așa felul ăsta. Și eu acum iau câte este. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aici.
Dragilor, ia uitați-l cum a curs. Și ăla e... 3,25 este plasat. Este plasat aici, acolo, acolo a ajuns el. Iată-l aici. Da? Așa vezi direct unde să-l pui. Sigur că da. Se vede că e mai mult lângă... Am mărit ca să poți eu reprezenta. Păi face una. Dar eu insist aici. Fii atentă că acum suntem... Îmi place. Ce să-ți facă prietenii noștri? Da, da, și șe. Cum? Așa este. Pentru că, Daria, ce-ți arăt acum, nu găsești nicăieri decât la Prof Online. Deci ce arăt acum, așa trebuie să facă toți prietenii mei, toți colegii mei. Când predau acum la clasa 5, așa trebuie să le facă. Dar, din păcate, nu fac acest lucru. Și Daria, vrei să fim corecți și să... Da. Să recunoaștem prietenilor noi ce am făcut aici? Da. Voștri, ce, însă așa, egal cu 3 întregi. 3 plus. Da. 3 plus 20. Asta, 2 pe 10. 20, ca și cum aș fi împărțit întregul. Însă, ca și cum l-am împărțit. Așa am făcut? Așa am făcut. Da. L-am împărțit pe da, 10 și am luat 2. Așa spune. Cică, ăsta de jos îmi spune în cât împart. Da, și ăla din câte luăm? Și câte luăm de la de sus? Și apoi avem 5. Plus 15. Pe următoare am împărțit-o din nou în 10 și am luat 5. Deci plus 5 pe cât? 5 pe cât? Acum, atenție, pe cât? Asta e. Că pe următoarea am împărțit-o din nou în 10. Adică fost o zecime, am împărțit-o în 10 și face 100. A, dacă ați zis că putem. Iar au fost 10 și am mai împărțit-o încă o dată pe următoarea. Da? Și de ce zici 5 pe 100? Mă gândeam că dacă am împărțit celălalt din 90, mă gândeam că 5 pe 10, adică din care am mai luat. Da, deci atenție mult, că aici îți spune. Deci asta e cifra, uite, Daria, ce tare este. Asta e cifra zecim. Asta e cifra zecim. Și asta e a sutimilor. Sutim. Deci numărul ăsta are 20 și 5 sutimi. Sau altfel spus, 25 de sutimi. Deci este, numărul ăsta este 3 întregi și 25 de sutimi. Da? 20 luate și încă 5 sutimi din următoare. 25 de sutimi. Daria, hai să facem o treabă. Daria, ascultă-mă acum foarte tare. Da, acum, aducem la ceași în toți când nu se întâmplă ștept. Asta vreau să vă spun. Asta facem. 3, putem să scriem la 3 pe 1. Corect. Deci, și numitorul ar fi 100, doamnă profesor. Așa, și numitorul comun este 100, amplificăm aici cu 100. Da, și pe primul amplificăm cu 100, pe al doilea cu 10 și... Și atât. Și egal cu... Mic. Și pun numitor. Și este egal cu 300. 300 plus 20 plus 5 pe 100. 300 plus 20 plus 5 plus 5 și face 100. Cât? Și o să le dea 325. 325 supra... Pe 100! Extraordinar! V-a să zic că fii atent acum, Daria, că nu pierdem nimic. Nu pierdem nimic, deci să spunem așa. 3,25, Daria, prietenii noștri să fie acum atenți maxim. 3,25, Daria. 3,25. Am muncit noi și am arătat că este egal cu 325 pe 100. Pe 100. Și am învățat acum, dragilor, am învățat cum se scrie un număr decimal ca o fracție. Se mută virgula la dreapta până la capăt și se scrie unul de desubt urmate de atâtea zerouri câte cifre am aici. Ce frumoasă e matematică! Este superb! Deci nimic nu-i mecanic, totul este practic, perfect. Și Daria, hai să încadrăm acest lucru. Te rog să scrii și tu, da, scrii da, și o cu altă culoare. Ai. Asta este, ce frumoasă este matematica. Da, că trebuie să spun că acum cu tine și eu descoper aceste lucruri. Sunt pus în situația asta de a descoperi niște lucruri pe care nu am făcut niciodată. Nu mi-am făcut așa. Învățați și eu la profesor mecanic, niște chestii. Cum ai văzut pe la copii? Da, am văzut că îi făceau direct mecanic. Da. Dumneavoastră nu le-ați explicat nimic. Și eu insistam să văd cum pot să ajung la mintea lor ca să pot să... Și mecanic.
E mecanic. Ești așa. 3,25 egal 3,25%. De ce? Zic că numărăm câte sunt, punem 1 cu 0. Mecanic, dar n-au înțeles. Nu le-a arătat așa. 3 în 3 și 0,25 care înseamnă 25, 500, atât la același mitor, făcută te iar cu treaba. Trebuie să înțeleagă și copilul. Dați-i șansa să prindă și el aceste lucruri. Of, dacă vă uitați nu mecanic, nu mecanic. Nu mecanic, exact, exact. Daria, și da, acum, acum, Daria. Atâtea tu... calcule ca să ajungi la ce am spus ei așa mecanic. Da, 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 acolo mulțumesc. Totul este făcut, să vezi. Da. Că ei încurcă câte sunt, nu sunt, pune unul, câte zăroule. Acum să vă încurcați. Perfect, perfect. Datorită faptului că ei n-au înțeles mecanismul acesta. Deci nimic la matematică nu se spune automat mecanic, după niște reguli. Da. Regulile dau, din păcate asta se face în școala românească, matematică privită ca dată cu niște reguli. Face așa, ca așa spuneam. Dar explică-le, domnule, că atât de frumos este. El pur și simplu trăiește. Ce fac așa? Da. De ce se fac așa? Ce fac așa? Mama, știi ce am învățat? Am învățat că așa fac cum face profesorul. Da, 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 da. N-am înțeles nimica, dar am reținut că trebuie să fac așa. Da, atât, am reținut că trebuie să fac așa. Și Daria, acum, nu șterg acolo chestiunea aceea, cred că trebuie să terminăm problema și să ne întoarcem la ale noastre. Nu? Aproape nu-ți vine să te desparți, da? Să mai dau un exemplu. Te rog să-mi spui. Cât este 2,175 ca o fracție scrierea? Ca o fracție? Da. Mm-hmm. Păi 2,175 pe 100. Pe? Pe 1000. Așa. Pe 1000 găsi 3. Deci 2175 supra, cât ai spus? Pe 1000. Pe 1000, Daria. Ce frumos! Deci te-ai dus la dreapta, pe 3, cum ai fost la a doua, aici ai făcut aceeași mișcare. E foarte tare, foarte tare. Și acum o privesc ca o fracție și o simplific, o fac ireductibil. Eu nu vreau, nu suport. Nu suport. Putem să o simplificăm 5. Sigur că da. Tu îi tragem, o terminăm până când o facem ireductibil. Mai mult, dar 5 mi-a venit prima dată în minte. 5? 5 deodată, sigur că da. Da. Deci prin 5 simplificăm și egal. Și ar fi 21 în 5 de 4 ori. Pot să fac simplu, ca să fac mai departe. Da, da, da. Da, deci. Să vină că ce fac aici este spectaculos. 435 pe 200 care se împarte din nou prin 5. 435 pe 200. Și 27 pe 40, da. Care s-ar împărți prin... Păi 5 în 40... Da, 87 este număr prim, domn profesor. 87 pe cât? Pe 40? Da, este număr prim, parcă 87. Stați cu văd, dacă... Prin 2 numeri. 87, 15, eu cred că... Da, prin 3 numeri, 40... Nu vrea ăsta! Nu vrea ăsta, văd. Cred că e ireductibil, gata. Da, domn profesor, că 87 e număr prim, am scris ieri. Nu-i prim 87, că sunt 87. Parte la 3. 8 și 7, 15. A, da. Sunt parte la 3. La 3, dar nu vrea asta. Nu vrea asta la 3. Deci asta prin vrea... Prin 2, nu? Prin 5 și prin 2 vrea asta. Atât, și da. Prin 4 dar și multipli. Dar pe ăla prin 5 da? Și prin 2. Dar nu vrea ăla atunci sus. Gata. Ireductibilă. Ireductibilă. Să fii sănătos. Am ajuns la ea, gata, e fracție ireductibilă. Hai să împărțim 87 la 40. Să facem noi împărțim. Vedem ce mai lucru 87 împărțim la 40, că așa înseamnă fracție, nu? Împărțim la 40. 2,7. Egal cu? 2,7. Nu 2,7. 2,7. Ia să vedem. Când gata de 2 ori. 80, da. Și 80. Și rămâne de 7. Atenție. Acum. Acum, să fii prieteni, atenți! Acum, la aici și cer că te învață domn profesor să împartă, nu chiar 2,7. Tare! Îl împărțim în 10, deci multiplicăm cu 10 și fac 70. Ca și cum aș mai avea aici virgula și pun un 0 care vine aici. Da? Oh, dar n-am zis că împărțim în 10? Da, îți spun! Restul acela împărțim în 10. Și acum, virgula asta o punem aici. Că zero ăsta era dincolo din virgulă. Da. Nu?
era la sfârșit, 87, eu pun virgulă, virgulă, 00 cât vreau, adică n-au nicio semnificație, da? Și fiindcă am ajuns la el, până aici, și acum împărțim, ca și cum așa aveam din părți, 40, adică, 70, o dirge odată. Da. Deci unor 40 face. Și o să-i dea unul... Unor 40 cât fac? Unor 40, 40. 40. 40. 30. Rămâne 30. Nu mai merge. Nu mai merge. Iar la rânduirii mai împărțim. Iar că, nu, ai văzut cum se poate următorul, iar. Și mai pun un 0. Da? Și ia uite, 40 și acum 40 în 300 merge. Da? Dar ca să fie treaba modificare, eu mă renunț la 10-le astea. Da, 30 la 4. Așa cum ar putea 10 împărți la 4, să face de 7 ori. Da. 7 ori 4, 28. Și merge de 20 și... Și merge de 5 ori. Cine este 2,170? Wow! Este asta. 2,175. Este nu numărul de la început de la care ați plecat? Da. Deci numele sunt în două variante prezentate. Poți să fie așa. Sub formă de numere zecimale. Dați-ne una că m-am prins eu. E prins și tu. Apropo de ce ți-a spus eu atunci, nu? Uh-huh. Erai tu aici, nu? Când a spus. Da. Povestea aceea când profesorul până la urmă, da? Și în mod de... Da. Da, și au spus, cică. Ca să înțelegi. Am spus-o de atâta ori că până și eu am înțeles. Da, profesorul așa a spus, dar David mă s-a înțeles pe mine. Când tocmai în secvența următoare explicam ceva, eu spune, două profesor, dar am înțeles eu dumneavoastră încă nu. Fost tare, și mai chiar. Păcat că nu a fost atent, eu am suferit, vedeți-mă. Am suferit pentru că n-a putut să facă maxim. Și el trebuia să facă maxim, pentru că este un copil foarte bun. Dar are slăbiciunea asta a... Domn profesor, știți, eu stând lângă el la bancă, în timpul testului, a făcut într-un fel să spunem așa că nu reușea la o problemă. Și era o problemă simplă, aceea cu A ori B plus A ori 5, știți? Da, și da. Și care dea 5 ani care nu, deci nu o reușea. Și pur și simplu așa a făcut o criză de nervi. Da. Începea să plângă. Așa, da, și da, de n-am liniștit, am zis așa, a făcut-o. Și apoi când s-a lăsat problema cu repeperițele din nou. A avut o zi proastă. Da, a avut așa. Da, da, se întâmplă. De aceea, eu am în minte o chestiune. Eu aș vrea ca un om să progreseze de la etapă la alta, văzându-l pe el într-o perioadă mai lungă. Nu cum se întâmplă la examene. Iată, când mă duc am dat examen la facultate, puteam să prind o zi proastă. Exact. Adică să nu fiu inspirat, să fiu într-o minim, așa să spun, receptivitate, de inventivitate, de înțelegerea lucrurilor și să ratez admiterea. Corect. Și de concentrare. De aceea aș propune așa, ca să se treacă de la clasa a patra, cum termin acum, spre clasa a cincea, pe baza medii realizate din urmă cei 4 ani. Dar după ce am realizat înălătarea unitară, cam o șmecherie pus acum, m-am povestit că eu am pus la punct un proiect de salarizare bugetară. Nu-i pe Facebook. Nu-i pus pe Facebook, nu? Trebuie să vă răscris să-l pun. Neapărat, că este unicat. Păi, și e păcat că nu merge. Așa. Da, uite, am să-l sun. Nu, acum sunt într-o pauză și să-i spun. Trebuie pus acela acolo. Și eu l-am căutat ca să-i dau drumul. Da. Uite, e rapid. O facem. Da, hai să ne întoarcem. Da. Deci, Daria, numele acestea se prezintă în două variante. Ori fracții, ori numări decimale. Dar vreau ambele. Da? Ambele. Sigur. Și noi trecem dintr-o formă în alta cu foarte multă ușurință. Cu foarte multă ușurință. Acum, da. Mă și după asta o să vă spun că încă una. Și după asta încă una. Da. Vreau să luăm fracția următoare. Da. Nu, că e o problemă. Așa ce mai lasă-mi un pic să se vadă ideea asta de împărțire de acolo zecimi, sutimi, da? Vreau așa. Uite, Dania, 7 supra 8 să-l scrii ca fiind 15 supra 8, hai zic. 15 supra 8. Vreau să-mi scrii fracția asta
ca un număr decimal. Cum adică? Adică sunt 14, 15 adică... la 8. Și să-l scrii ca numere decimale. Păi, e... Cum facem? Hai să facem împărțirea. Pe 15 împărțit la 8. Este egal cu? Într-o dată. O dată, 1 la 8. 1 și ne-ar da 0,7. 7, vezi 7. A, 7. 70. Pun virgula aici. Da. Îmi imaginez aici că a fost... Și a intrat cam de 8 ori. Da. Și vine 8 ori, 8, 64. Și 4. Da, 64. Și ne dă acolo, și ne dă 6. Da. 60. Iar mai coborâm un 0. O să avem 8 ori, 64, cam de 7 ori. 7 ori. 7 ori, 56 și ne dă 4. 40. Și sfârșit dintre 5. 40. 40. 5 40. Deci fosta fracției 15 pe 8 este scrisă ca un întreg, 1,875 de miimi. De miimi, că aici sunt zecimi, aici sunt sutimi. Și 5 e miimi. Și 5 miimi. Miimi. Și acum... Aș putea să vă spun ca fracție cum ar fi. Așa! Deci iau egal mai departe. Deci o să fie 1875 pe 1000. 1875. Pe 1000. Da? Pe 1000. Și acum o omorâm. Prin 5. Sigur că da, trecem la Iașiul. Și o să fie egal. O să vă spun acum că fac 3 ori, care dă 15, 18, 15, 3, 37, care intră de 7 ori, 37, 25, o să ne intre 25 ori. Și după 375 pe 200. Pe 200. Care tot prin 5. Da. Și o să am 75 da. Pe 40, care 75. Merge din nou prin 5. Da. Și este egal cu 15 pe 8. Care... Cine este 15 pe 8 asta care am dat-o eu? Da. Super. Deci m-am jucat. Am trecut-o pe ea în fracții, în număr decimal. Numărul decimal l-am întors la fracții și am văzut la ea. Domn profesor. Dar 1,875 crede ea. Unde se află pe axă? 1,875. Unde crezi că se află pe axa numerelor? Între cine și cine? Între 1 și 2. Mai aproape de 2, mai aproape de 1? Mai aproape de 2. Mai aproape de 2, că 875. Da? E rapid să duce spre mie. Da? Spre mie și care înseamnă încă în 3. Și atunci se lipește mai mult de 2. Am întrebare, dacă ar fi 875 și dacă noi acolo aveam 25, n-am făcut 2. Dacă aveam 875, 3 ori, nu? Practic trebuie să facem, adică să mai am învățat mai întâi în 10, apoi am învățat da, următorul și încă o dată aceea. Depinde deci, de câte numere sunt în spatele... Exact, azi, câte zecimale sunt, câte zecimale sunt, da? Pe aceea împărțirea în 10, iar în 10, iar în 10 și tot deducem. Acum acum... Poți să aibă foarte multe zecimale. Foarte multe zecimale, deci nu 2, 3, 7, 9. Zeci de zecimale. I-am spus eu, la radical numere... din 2. I-am zis, domn profesor, da? La radical din 2, de exemplu, cum a zis dumneavoastră, are atâtea zecimale... Că nici eu nu le pot numera. Nici tu, nici copiii tăi, nici copiii copiilor tăi, nici de strănepoți, nimeni nu mai repetă. Și așa repetă. Da. Cum există atâtea numere? Infinite. Da. Dar nu se repetă. Adică ce? Ia asta! Câte numere ai rințit pe fața pământului? Și nu se repetă? Ascultă și nu se repetă, asta e decimalele. Nu se repetă! Deci nu adică e, nu apare un grup de cifre ca se repete. Nu se repetă, nu există nicio lege. Și nici dacă ai pune 0,1 și 0,2, nu se poate pune, pentru că se repetă 0. Deci nu avem cu... Câte numere ar puteți să și cum să-l placezi pe acela? El este un număr acolo. Dacă cineva îți dă radical din 2 te, plus te ceva, acum te întreb încă o dată. Ia te întreb. 1,8, 7, 5, 4, 3, 2 și, între, și 1,8, 7, 5, 3, 9, 8. Care crezi tu că e mai mare? Prima. Foarte
foarte tare. De ce să spun? Stai, stai, că nu știu, nu cred. Eu nu te cred. Vreți să vă spun? Vreau neapărat. Că ne-am scăzut. Eu mă gândeam că spui că le-am cumpărat cu multe grijă. Și aici ăsta spune că e primul mare. Că e de pe urmă ăsta nouă față de trei? Păi da, dar mi-am dat seama și apoi am scăzut. Da, da, sigur că da, ne-ai scăzut și s-a putut. Vă spun și cât sper e scăderea. Lasă, mă întrebați. Bă, că zel? Poate mă întrebați. Hai că spune, spune-mi asta. Spune că chiar mi-ai făcut curios. 34. Da, de 0,000034. Și asta e un număr. Este pe aici, undeva, la lângă zero. Foarte aproape de zero. Corect. Dar atât de aproape. Foarte aproape. Că doar e cu 34. Dar de nu 34, de ce? Adică 0, 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 Mai dați-mi mea din asta, că mi-a plăcut la nebunie. Da. Lasă-mi așa capcane, capcane. Capcane. Ți-ți dau acum, ți-ți dau, îți place foarte. Dar problema aia n-ai făcut-o, domn profesor. Problema n-ai făcut-o. Nu lasă problema. Nu-i nimica nou. Este atât de fascinant ce facem acum și o să vezi cât de ușor ne merge problema. Va fi o banalitate. Nu să mai facem și probleme. O să o facem. Dar uite ce, Daria. Te rog să spui că face 1 pe 2 plus 1 pe 4 plus 1 pe 8. Domn profesor, pot să fac eu acum? Nu. Nu, faci că eu nu mă descurc și știi bine. Tu doar nu știi care e numitorul comun acolo. Da, cum? Așa că spune și lui. Da. E că și numitorul frumos. Iată. Perfect, sunt învățătoarele. Da, te rog. Așa. O să vă spun. Deci, ajungem la numitor comun. Numitorul este 8. Și prima o amplificăm cu 4, pe a doua cu 2 și pe ultima cu nimic. Și o să dea 4 pe 2 plus... 4 pe ce? Pe 8, ar vrea. 4 pe 8. Pun-o sigur numitor, ca așa. Da, 4 plus 2 plus 1 pe 8. Să respectă cu 7 pe 8. Și face 7 pe 8. Da. Bun. Dar cât este 1 împărțit la 2, ca să vedem? Cu decimale, poate să zice. 1 împărțit la 2. Păi fă cum te-a învățat, domnul profesor. 1 împărțit la 2, care da. Intră... De 0 ori. De 0 ori, da. Da, virgulă. Și 0, virgulă. 10. Cobor chiar pus o virgulă. A, da. 10 împărțit la 2. Deci împărțit 5. 5. 0, 0, 5. 0, 5. Deci 0, 5. Aaa, jumătatea, practic. Deci 1 pe 2 e jumătatea întregului. 0,5. Plus. Oare 1 pe 4 cât o fi, domnul profesor? Cât o fi 1 pe 4? 0, virgulă... Băi, 3 sferturi ar fi, nu? 1 pe 4, un sfert. A, un sfert. Adică 25. 0,25. 0,25. 0,25. Plus. Dar oare 1 pe 8 ăla, domnul profesor? 1 pe 8 ăla ce era? 0, virgulă... A, 2 sferturi are. Cum? Nu. Dar de ce nu? Hai să vedem. Hai să facem. 1 împărțit la 8 egal cu? 1 împărțit la 8. Da. 0. 0, 0 e zis bine, 0. Așa. Punem 1,10. 8 în 10. Odată. Odată. 1 ori 8. 20. 8. Da. 20. Da, 20. 20. Și intră de 2. 2 ori 8, 16. Apoi 40. 40. 0,125. 0,125. Deci... plus 0,125 egal cu 7 pe 8. Hai să vedem 7 pe 8 cât te face. Cât face 7 pe 8 că sunt nebunit. Ia de-o parte, împărțim 7 la 8. Hai. 7 la 8 egal. Păi intră de 0 ori. Dar nu 0. E egal cu 0 virgulă. Da, egal cu 0 virgulă. Da. Adăugăm un 0. Da. Și o să am... 7, 10 acum. În 8. Să se intre. Stați puțin, că eu știu cum să fac, dar vreau să fac o surpriză. Așa. 0,75.
0, nu cred. Nu cred, ia să mai facem. Deci 7 împărțit la 8 dă 0, și am pus 70. 0, 70. 8 în 70. 7 ori. 7 ori. 7 ori. 8 ori merge. 8 ori, 64. 64, da, mă scuzați. Îți dă 6. Mă scuzați, am spus 60. Și apoi de 7 ori. 60, da, și intra să mai de 7 ori. Și atunci o să am 4 și 40, da. Și 5. Da. 0,870. 0,875. 0,875. Deci, 0,175 tot asta, nu? E rezultatul. Adică jumătate plus un sfert plus ăla. Ia să vedem cum te-o ieșit așa 0,875. Vrei să mă ajuți pe mine că nu știu... Deci, practic, am jumătate. Dar cum să așezi decimalele alea ca să-mi dea? Ca să-mi dea 0,8. Da, profesor, am și întrebare. Eu pot să zic așa, 0,500. Poate să zic așa, da. Oare de ce pus 500, domnul profesor? Da. Pentru care a fost 0,125, tot 3 zici mari. 0,500. Da, de 0,500. Plus 0,250? Corect. De 0,250. Dar spuneți una sub alta, domnul. Da. Și plus 0,125. 0,125. Și adună. Egal cu. Chiar că. Egal cu 0,875, așa trebuie să fie, da? Da, chiar. Da, trebuie să vedem. Da. Deci, că 5 plus 2 plus 1, 8. 8 plus... Hai să o facem invers. 5 plus 0 plus 0, 2 plus 5 plus 0, 7. Corect. 1 plus 2 plus 5. 1 plus 2. Ue, teribil. Ce trebuie. Și-am învățat acum cum se adună numele decimale. Să așează unele sub altele. Noi am luat așa, dar să așează așa. 0,500 plus... Domn profesor! 0,250 și plus 0,125 și 5... Eu mă mai știu dacă nu o sub altele. Da? 7, 8, 0. Deci ca să adunăm două sau mai multe numere decimale, le așezăm. Asta e foarte tare. Virgulă sub virgulă. Deci, partea întreagă să-ți dau de partea... Deci nu poți să pun una acolo. Nu, mă, la mulțire se face așa. Altă dar la adunare și scădere trebuie să fie așa. Notați, observați. Like și share, băi. Da, stați, domn profesor, eu am înțeles, dar... Tu ai înțeles. Da, Tudor, știi, asta o știam. Ai dreptul, știam, de acolo unde trebuia să ajung la cea ajungător. Da, acolo nu știu. Acolo nu știu. Da. Deci să zicem așa, pentru a... 52. Nu terminăm asta. Pentru a... Observații, foarte important. Observații. Pentru a aduna două sau mai multe... Pentru a aduna două sau mai multe numere... Pentru a aduna două cimbrâu, îmi pare că au venit și clasa a cincea să fi făcut chestia asta împreună. Dar n-au decât să vadă lecția. Filmul. Oricum, ați zis că suntem obligați să vedem filmul. Altfel nu ne mai primiți. Și întrebați, ați văzut lecția care am făcut-o cu Daria? Asta fac. Dacă n-ați văzut-o... Și noi cum am avut... Așa. Și am făcut ce aveți voi de făcut. Vedeți? Nu le mai predau. E bine? Da. Și spune, este în filmul acela, ce o faceți? Domn profesor, da. Dacă săptămâna viitoare vin și vă spun, azi am făcut adunarea, avem temă. Dar ne-ați văzut filmele. Nu tema, dar nu le mai explică cum nu le explic. Da. Nu mai muncesc așa, nu? Exact. Și, da. Și încă ceva am răspundarea. S-ar părea. Și mie mi s-a întâmplat de foarte mult. Domn profesor, și atunci vă dați și seama dacă au văzut sau... Da. Dar mi s-a întâmplat așa. Eu să nu mai pot să explic o dată ceea ce am explicat în aceeași formă. Mi-ați mai spus când am făcut atunci reacțiile, mie mi-ați mai explicat într-un fel și lor în alt fel. Sigur, nu mai am inspirația aceea când Bunul Dumnezeu răduiește. Deci am forma asta, starea asta de bine. Domn profesor, eu nu pot să las observația goală. Da, sigur. Deci pentru a aduna două sau mai multe... Numere decimale. Pentru a aduna două sau mai multe numere decimale. Așa. Le așezăm unele sub altele, da? Le așezăm
să fie virgulă sub virgulă, că asta e important. Dar așteptăm să fie virgulă sub virgulă. Alo. Raul, Raul, salut, dar vezi acum aici. Ai rezolvat chestia aceea? Băi, e tare. Perfect. Da, v-ați uitat la ea împreună acolo, ați gândit acolo bine, da? Păi, o să discutăm după ce-l faceți voi. Vă vorbesc cu băiatul meu de la București și vedem cum trebuie trimis, vedem exact. Vă transmit el. Îți dau numărul lui de telefon. Așa vă să fac. Îți dau numărul lui de telefon și tu discutați împreună și vedeți cum ce variante poate fi trecut, da, trimis, da? Gata, e tare. Bravo, 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 bravo. Mă bucur, mister. Bravo. Ești tare. Știți cine e? Băiatul la care i-ați explicat pe mașină? Da. I-am cerut să-l traduc în engleză. Să facă videoclipul. Să dubleze. Să dubleze. Să dubleze în engleză. Să dubleze în engleză. Ai, Daniel? Ce s-a întâmplat? Se va descris, nu știu dacă am eu. Imediat, îi dau eu. Dar... Hai tu. Hai să se termină că să o profesor. Da, da. Am terminat de ați spus cum să spun. Să așează virgulă sub virgulă, da? Așa, domn profesor, dacă ați dori, haideți să mai facem 6, că dacă rezolvăm 2 în 6 minute, mai avem prin 0 minute pentru probleme. 0 minute. Bun. Dar trebuie să termină problema aceea. Neapărat, acum. Nu, acum oprește, da.